probabil 60 de metri pătrați, 70 de metri pătrați. În sală sunt circa 100-300 de oameni, nu se poate respira. Ori judecătorul pur și simplu refuză să rezolve probleme care țin de competența lui. El este împlinit de lege să facă ordine și să spună cine rămâne, cine nu rămâne în țară. Ați avut este inacceptabil. Mai sunt și alte lucruri care nu s-au ați avut timp să studiați probele de la dosar? Nici vorbă, este bătaie de joc. Dosarul niciodată n-a fost lăsat la dispoziția apărării. Nici la parchet, nici la instanță de fond și nici astăzi. Dosarul a fost lăsat de la 12:05 până la ora 1 pentru, cred că sunt 15 avocați. În situația în care sunt 6-7 volume, este o bătaie de joc. Dar ceea ce este interesant, că în fața noastră judecătorii înșiși au desigilat probe. Nici ei nu citiseră dosar. Este rușinos ce se întâmplă. Sunt încă probe la dosar sigilate. Am văzut astăzi declarațiile luate de judecătorii la bar, erau sigilate. Noi n-am avut dreptul să intrăm în dosar, să le studiem, dar nici procurorul, nici judecătorul nu studiază, țin probe sigilate la dosar. Este o rușine. Nu pot să judece. Ei reprezintă statul și autoritatea publică. Cum intră într-o asemenea ședință de judecată nepregătit și cu probele sigilate? Apărătorii lui Becali au amenințat cu intentarea unui proces la Strasburg împotriva statului român. Vreau să vă spun că fie și numai acest motiv este motiv pentru ca statul român să piardă procesul pe care noi o să-l facem la Strasburg după această ședință de judecată. Fie și numai acest motiv că dosarul nu a fost lăsat apărării și s-a încălcat dreptul și garantarea dreptului la apărare. Este articolul 24 din Constituție, articolul 6 din Codul de Procedură Penală, este Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 6. Toate lucrurile astea sunt încălcate cu o dezinvoltură incredibilă. După cererea de recuzare a întregului complet de judecată, avocații lui Gigi știau deja decizia președintelui Tribunalului București. Sunt sceptic că cererea de recuzare va fi admisă, dar n-aveam ce face. Noi trebuie să ne facem datoria de avocați, noi nu putem să trecem peste abuzuri cu mare ușurință și să admitem încă o dată situația în care probe din dosar sunt numai la îndemâna procurorului și a judecătorului și noi nu știm de el.